În sezonul rece, arsurile se numără printre cele mai frecvente accidente domestice. Mulți pacienți ajung la urgențe cu arsuri produse fie prin flacără, fie prin lichid fierbinte. În fiecare iarnă, unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău este asaltată de pacienți care au suferit arsuri ori la domiciliu în timpul unor activități casnice, ori la locul de muncă. În ultima lună au crescut, incidența arsurilor a crescut, dar e o treabă sezonieră. Ne putem uita pe toate graficele Casei de Asigurări a Ministerului de Sănătate, ale OMS-ului. Oriunde ne uităm, sesizăm că în perioada rece arsurile cresc pentru că populația are nevoie să încălzească și atunci foarte multă lume din mediul rural, neavând sisteme electronice sigure, cei mai mulți apelează la clasica sobă cu foc. Și de aici apar marile probleme. Mai există toamna o altă categorie, tot în mediul rural, a celor care își fac curat în curte și incendiază gunoaiele și iarăși ajung de cele mai multe ori la noi pe secție. Medicul chirurg Alexandru Varga de la Spitalul Județean Buzău spune că o arsură neglijată ținută acasă se aprofundează. Arsurile pot duce la complicații dacă nu sunt tratate corespunzător. Important lucru de știut întotdeauna, în cazul în care ne confruntăm pe prima cu arsura, este că într-o arsură mare, pacientul suferă o mare pierdere de apă. Organismul încearcă să compenseze arsura, zona lezată, și în felul acesta își dislocă și își mobilizează capacități mari de apă și electroliți pentru a compensa arsura și pierderea de la nivelul plăgii, noi trebuie să le compensăm la rândul nostru și de asta insist să le spun tuturor pacienților că în momentul în care se ard pe o suprafață mai mare de 10%, poate că lumea nu știe ce înseamnă 10%, dar orientativ poți lua 1% palmă. Pe o suprafață mai mare de 10% este obligatoriu să vină la spital. Medicii mai recomandă ca înainte de a ajunge la spital în cazul unei arsuri să se aplice pe rana apă rece, nu gălbenuș de ou, varză sau alte leacuri. În primul rând trebuie îndepărtat elementul care a produs arsura. Dacă e doar o arsură de contact, repede răcită cu apă, zonă, apă rece, bagi mâna sub jetul de apă rece. Dacă iei foc, hainele trebuie stinse. Hainele, dacă sunt din materiale sintetice, polietilen și ce se mai fabrică, nylon, acela înmagazinează căldură, se topește pe piele și duce către un grad ridicat al arsurii, către gradul 3 de cele mai multe ori. Hainele arse trebuie îndepărtate neapărat. De multe ori se întâmplă să se lipească de piele și să nu mai poată fi îndepărtate decât cu piele cu tot, ceea ce din nou e foarte grav. În orice situație ne-am aflat, pacientul trebuie stins la propriu, îndepărtată sursa de căldură excesivă, că e apă fiartă, că e foc, că e flacără, că e contact cu un obiect fierbinte și răcit organismul instant, cât de repede se poate. De precizat că în cazul în care un pacient se prezintă la Spitalul Județean Buzău cu arsuri de gradul 3, prin protocol, el este transferat imediat la un spital din capitală sau chiar într-un spital din altă țară.